Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu Iași este o unitate sanitară publică a cărei faimă, datorită unei istorii de 44 de ani, este confirmată și îmbogățită de performanțele actuale. Spitalul a fost înființat la data de 11 noiembrie 1972 de către profesorul Dr. Nicolae Oblu. Denumirea inițială a instituției a fost Spitalul Clinic numărul 3 Iași. Din august 2002 a devenit Spitalul Clinic de Urgență Sfânta Treime Iași, iar din noiembrie 2007 denumirea spitalului este Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu Iași. Spitalul are specialitățile neurochirurgie, neurologie, oftalmologie, neurooftalmologie, anestezie, terapie intensivă, radiologie neuroimagistică, explorări funcționale, analize medicale, anatomie patologică, precum și echipe specializate de neurochirurgie vasculară, neurochirurgie spinală și neurooftalmologie. Acest spital este cunoscut eșenilor sub titulatura de Spitalul Neurochirurgie. Spitalul de neurochirurgie, sau mai bine zis, cu numirea exactă, Spitalul Clinic de Urgențe Profesor Nicolae Oblu, a fost înființat în 1972. De regretatul profesor Nicolae Oblu, de altfel, poartă și numele. Un om excepțional ca și putere de administrație, dacă vreți, un talent administrativ care se vede de altfel și în structura spitalului. Este un spital unic în România, dedicat științelor neurale. Cuprinde 3 secții de neurochirurgie, o secție de oftalmologie, 2 de neurologie, o secție de terapie intensivă de 30 de paturi, plus laborator de imagistică, prosectură, laborator de analize, radiologie intervențională, neuroimagistică. Deci el cuprinde practic tot ce înseamnă patologia sistemului nervos central și afecțiunilor conexe. În afară de secțiile clinice, spital funcționează și un ambulator de specialitate cu medici de diverse specialități, ortopedie, ORL, diabet și zahărat și bol de nutriție, medicină internă, plus un laborator de electrofiziologie pentru bolile neurologice. Din punct de vedere al numărului de paturi, spitalul este dotat cu 321 de paturi. Gradul de ocupare este în jur de 90%. În fața unor necesități obiective de a rezolva situațiile complexe ale politraumatizațiilor cu participare cranio-encefalică, s-au creat cabinete de consultații în specialitățile ortopedie, ORL, o unitate de primire a urgenților UPU, dotată corespunzător, un departament de neurooftalmologie, o bază de cercetare și protezare, cu participarea clinicilor oftalmologie și neurochirurgie întâi. Unitatea de primire urgențe a adus un plus activității acestui spital, în sensul trierii și primirii pacienților critici. Funcționează la capacitate maximă, este dedicat în special bolilor sau urgențelor neurologice și neurochirurgicale. Este o unitate reabilitată integral, dotată parte din fonduri de la Consiliul Județean pe partea de și fonduri europene pe partea de infrastructură, pe partea de dotare cu bani de la Ministerul Sănătății. Spitalul are ca bază de învățământ universitar, postuniversitar, un anfiteatru, 3 săli de curs, un muzeu de anatomie patologică. Spitalul este și un centru metodologic de perfecționare pentru medici din toată Moldova și un centru de cercetare științifică granduri. Spitalul într-adevăr este spital clinic. Nu este spital universitar, dacă e să fim corecți, pentru că presupune altceva spitalul universitar. Dar este spital clinic, în sensul în care are contracte de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie sau cu alte, cu alte universități private sau de stat din județul Iași, din orașul Iași, mai precis. Asigurând pregătirea acestor tineri pe tot ce înseamnă specialitățile din acest spital. Da? Adică neurochirurgie, neurologie, oftalmologie, kinetoterapie. Avem colaborări cu Universitatea din Iași pe această temă. Deține spații dedicate acestor activități de învățământ.
Iar baza materială a acestui spital permite într-adevăr un nivel ridicat al învățământului din punctul ăsta de vedere. Mai mult decât atât, în afară de studenți, noi suntem centru de pregătire pentru medicii rezidenți pe specialitățile care sunt în spital, în special pe neurochirurgie și neurologie. În cadrul spitalului se acordă asistență medicală pentru pacienții din toată Moldova și din țară și se îmbunătățește permanent încadrarea cu personal și dotarea cu aparatură, cât și cu instrumentar medical performant. Spitalul acesta este unic ca structură și concepție în regiunea Nord-Est și în România, declară dr. Lucian Ieva. Unica structură, pentru că nicăieri în România nu mai există un asemenea spital dedicat strict bolilor sistemului nervos. Glumeam cu un coleg de-al meu care din generația mea că noi suntem ora exactă astăzi în neurochirurgie, este de la Iași. Deci, practic, noi suntem capăt de linie astăzi, cel puțin pe specialitățile pe neurochirurgie. Tot ce este patologie complicată ajunge la noi, chiar din București, Târgu Mureș, Cluj. Nu mai vorbim de tot ce înseamnă regiunea Moldovei. De la patologia tumorală, de exemplu tumor de bază a cranului, patologia vasculară, malformații, anevrisme, fistulă carotidocavernoase, cazurile cele mai dificile se rezolvă aici. Spitalul are o adresabilitate mare, acoperind toată regiunea de nord-est pentru ce înseamnă neurochirurgie de performanță. Cazurile de urgență, traumatice și patologie gravă ajung aici. Cea mai frecventă patologie este patologia traumatică, care ajunge la noi la spital. Deși în ultima perioadă s-au dezvoltat centrele din spitalele județene, Suceava, Bacău, Piatra Neamț, care mai preiau din patologia asta. Un domeniu important este patologia vasculară. Practic tot ce înseamnă malformații arteriovenoase la nivelul vaselor cerebrale sau anevrisme sau fistule durale, se tratează din regiunea Moldovei, se tratează aici la noi la Iași. Nu mai există niciun centru în Moldova care poate să rezolve aceste cazuri. Eu vorbesc de malformații la nivelul vaselor creierului, o patologie separată și o patologie gravă, da, cu mortalitate foarte mare. Noi aici în spital avem posibilitatea rezolvării lor multidisciplinare, în sensul intervențiilor clasice sau intervențiilor endovasculare. De obicei, un asemenea pacient poate să stea și în jur de o lună, două luni în spital. Neurochirurgia este o specialitate dificilă care consumă resurse umane și cheltuie mulți bani. În condițiile în care mereu se vorbește de lipsa banilor, de unde vin totuși fondurile necesare? Sunt oare ele suficiente pentru a asigura pacientului un act medical de calitate? În România, spitalele sunt instituții publice autonome finanțate integral din venitul propriu. Vă citesc din legea 95 a spitalului. Practic, noi suntem furnizori de servicii medicale în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări. Deci banii vin de la casa, cea mai mare parte, peste 90%, vin de la Casa de Județeană de Asigurări de aici din Iași. E adevărat, în spital se derulează o serie de programe naționale, da? Banii provenind din fondurile Ministerului Sănătății prin diverse surse, accize sau, în fine, cum au ei prevăzut alocarea bugetară, și UPUL, care este finanțat separat. Pe programe sunt finanțate programe de boli neurologice rare, se referă la scleroză laterală amiotrofică, la scleroză multiplă, sunt patologii într-adevăr rare care necesită consum și medicamente speciale în acest sens. De endovascular, de protezare, da? În acest program este finanțată explorarea angiografică și de diagnostic și tratament a malformațiilor arteriovenoase, anevrismelor, stenozelor carotidiene. Practic, în momentul de față, un anevrism nu mai este operat clasic prin deschiderea cutiei craniene, ci se intervine prin interiorul vasului, plasându-se diferite materiale care închid acel vas și scot din circulație. Este o metodă modernă și astăzi în România, la acest laborator pe care îl avem, colegii mei care lucrează în acel laborator, asigură rezolvarea cazurilor complexe ce nu pot fi rezolvate în alte clinici din România. Practic se mai fac la București, s-a început la Târgu Mureș, mai sunt câteva clinici private, dar cazurile dificile se rezolvă aici. A fost o muncă de aproape 10 ani în care colegii mei au lucrat împreună cu colegi din Franța, în special cu profesorul Curteu, care a și decedat între timp,
și a dezvoltat această ramură, dacă vreți, de diagnostic și tratament a acestei patologii, care este un plus pentru pacienții care se adresează spitalului. Domeniul chirurgiei spinale minime invazive se dezvoltă rapid, tendința globală fiind de a folosi din ce în ce mai multe intervenții minime invazive și proceduri noi. Chirurgia minim-invazivă este un termen general care descrie o varietate de tehnici chirurgicale care implică practicarea unor incizii mici cu reducerea rănirii țesutului sănătos adiacent pielii. În chirurgia spinală, intervențiile minime-invazive sunt realizate cu ajutorul unui instrumentar special conceput care permite chirurgului o bună vizualizare a câmpului operator prin incizia mică. Inovațiile tehnologice au permis neurochirurgilor să extindă selecția pacienților. În prezent, intervențiile minim-invazive sunt standardul de aur pentru tratarea herniilor de disc. Astfel de intervenții sunt efectuate cu succes la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu, Iași. În ceea ce privește hernia de disc, noi am dezvoltat în ultima perioadă partea de endoscopie în neurochirurgie, inclusiv în patologia degenerativă, ceea ce înseamnă hernii de disc, că sunt la nivelul coloanei cervicale, toracice sau lombare, este această opțiune de operație endoscopică. În afară de asta, endoscopia se adresează și creierului. Se fac intervenții pentru pentru hidrocefalii, de exemplu, așa numită ventriculostomie endoscopică, da? Pentru a înțelege ce înseamnă această boală, practic se dilată din vari cauze cavitățile creierului. Da? Este o patologie frecvent întâlnită la copii, dar și la adulți care au diverse leziuni, tumori sau, în fine, meningite. Nu se mai practică, în cazuri selecționate, acel drenaj ventriculoperitoneal. Se face o internalizare, da? Se face o perforare a planșeului și atunci se rezolvă această hidrocefalie. Mai facem intervenții pentru tumorile de hipofize transfenoide prin cavitatea nazală, tot endoscopic, sau în chirurgia, neurochirurgia asistată endoscopic, când se folosesc în sala de operație atât endoscopul, microscopul sau tot ce e nevoie pentru acea patologie. Hernia de disc lombară poate produce înțepături, amorțeli, slăbiciune și sau durere care poate fi simțită în partea superioară a coapsei, în gambă sau chiar în laba și degetele piciorului. La nivelul coloanei cervicale, simptomele sunt similare, apărând la nivelul gâtului și coborând în jos către mână. Cu alte cuvinte, discul rupt presează una sau mai multe rădăcini nervoase, cauzând amorțeală, durere și slăbiciune în aria inervată de nerv. Uneori, aceste simptome sunt așa de severe încât limitează activitățile zilnice. O parte dintre pacienți răspund bine la tratamentul conservator și fizioterapie. Intervenția chirurgicală trebuie luată în calcul atunci când simptomele persistă în ciuda unui tratament neurochirurgical adecvat și devine o urgență când apar fenomene de pareză sau tulburări sfincteriene. Chirurgia sau discectomia endoscopică face parte din așa numitele tehnici minim-invazive în patologia degenerativă a coloanei. Lucru care se practică și la noi în spital și avem o cazuistică destul de bogată și o experiență bună în acest domeniu, cu rezultate foarte bune, comparative cu cele din literatura de specialitate. În chirurgia discului sunt două tehnici, sau mai bine zis, sunt două tehnici care sunt unanim acceptate de comunitatea științifică în privința rezultatelor bune pentru pacient, bune și foarte bune. Și este așa numită microneurochirurgie endoscopică, deci ablația discului herniat sub microscop operator, sau discectomia endoscopică, ablația discului cu ajutorul endoscopului. Rezultatele sunt similare ca procent, da? În jur de 95% rezultate foarte bune. Totul depinde de abilitățile chirurgului și de experiența pe care o are și de selecția corectă a cazurilor, da, în privința tehnicii pe care o aplici. Dar aceste două tehnici sunt cele care dau rezultatele cele mai bune. Și pentru spital, dezvoltarea tehnicii de
disectomie endoscopică a fost adus un plus de beneficiu pentru pacienți. Dar tehnica microchirurgiei era deja practicată la nivelul spitalului și a devenit în momentul de față o rutină în privința discului degenerativ. Durata de spitalizare este în jur de 3 zile. Computerul tomograf este un aparat care servește la producerea unor imagini utilizând razele X. Aceste imagini sunt utilizate pentru stabilirea diagnosticului care va conduce la o eficacitate maximă a tratamentului prescris de medicul dumneavoastră. Față de tomografiile convenționale, imaginile din corp sunt prelucrate obținând reconstrucții în toate cele trei planuri. Imaginile obținute în urma trecerii acestora prin computer sunt vizualizate pe un ecran și reproduse pe hârtie cât și pe suport magnetic. O altă metodă de investigare este rezonanța magnetică. Metoda de investigație prin RMN este o metodă modernă, complexă și de foarte mare precizie. În urma investigației se obțin imagini multiplane și secțiuni submilimetrice care permit o rată foarte mare de detecție a eventualelor leziuni din regiunea examinată. În ce condiții puteți beneficia de astfel de investigații, dar și de multe alte investigații importante la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu Iași, ne explică profesorul universitar Dr. Lucian Ieva. Spitalul are o platformă de neuroimagistică, cuprinzând un computer tomograf, un aparat de rezonanță magnetică nucleară, un serioangiograf și un aparat de radiologie mobilă, plus două aparate de radiologie mobilă în sala de operație, intraoperator. Pacienții care se adresează spitalului și sunt asigurați pot beneficia de aceste explorări gratuit, fie prin internare de zi sau continuă, dacă au criterii de internare, sau prin ambulator, pe bilet de trimitere și de contact prin casa de asigurări. Vorbesc de pacienții asigurați. Pentru cei neasigurați sunt contracost. Există într-adevăr și o listă de așteptare. Prioritar pentru explorări au pacienții internați în spital, care de obicei sunt și cei mai gravi și necesită explorare uneori urgentă. Urgent însemnând că la internat astăzi le explorez astăzi. Pentru cei care au patologii cronice, este o listă de așteptare care se poate întinde între o lună și două luni. Datele statistice arată că numărul pacienților cu probleme neurologice crește de la un an la altul. În aceste condiții, introducerea tehnicilor noi pentru operații de înaltă performanță aduce beneficii pacientului. Conceptul de minim invaziv în chirurgie în general și în neurochirurgie în particular înseamnă un întreg mod de a gândi relația pacient-chirurg. În ultimii ani, în spital s-au dezvoltat și implementat o multitudine de tehnici noi. S-a dezvoltat inclusiv microneurochirurgia, pornind de la un singur microscop, astăzi deținem 4 microscope intraoperatorii dedicate neurochirurgiei. Două dintre ele sunt de top, dacă vreți, având toate accesurile necesare pentru a face operații de înaltă performanță. Una dintre ele fiind rezecția glioamelor de grad înalt, așa numitele glioblastoame, cu ajutorul gliolanului. Este o substanță de contrast pe care pacientul o înghite înainte de operație, se fixează la nivelul acelei tumori, iar cu ajutorul microscopului, cu lumina albastră, practic se operează în întuneric, tumora fixează acea substanță și se vede într-o culoare violet. Da? Delimitându-se clar de țesutul cerebral normal. Este o operație pe care puține centre și din Europa își permit să o fac, fiind foarte costisitoare. Numai microscopul costă în jur de 400.000 de euro, plus substanța pe care o înghite pacientul este acel flacon de 1.000 de euro, bani pe care îi suportă spitalul, deci pacientul nu plătește. Și asigură o rată a supraviețuirii mult mai mare decât operația clasică. Este o patologie, o luptă permanentă cu această boală, nu are vindecare, din păcate, dar crește rata de supraviețuire și calitatea vieții bolnavului. Asta ar fi una din direcțiile care s-a dezvoltat spitalul în această perioadă. O altă direcție, cum am mai spus, este endoscopia, chirurgia endoscopică adenoamelor hipofizare, da? Transnazal,
partea de endovascular, care și ea se dezvoltă foarte bine, partea de chirurgie spinală, practic astăzi în spital se pot opera patologia coloanei la 360 de grade, deci putem opera coloana în toată circumferința ei, dacă vreți, de la patologie traumatică, patologie tumorală sau degenerativă, tehnici minim invazive, care presupun o durată de spitalizare foarte mică cu rezultate foarte bune pentru pacienți, monitorizarea electrofiziologică la nivelul creierului, ca să descriu așa în mare, practic se face o hartă a creierului în timpul intervenției chirurgicale, știi exact care zonă este funcțională și care nu, astfel încât pacientul să fie operat în siguranță și post-operator să nu aibă deficite motorii sau, nu știu, tulburări de vorbire. Da? Inclusiv fac echipe mixte cu psiholog, da? Cu pacientul, chirurgia pacientului treaz, se discută cu pacientul, se trezește și se discută cu el în timpul intervenției chirurgicale. Mai vorbim de asemenea de neuronavigație, da? Care este un extrem de important pentru meseria noastră și pentru pacient în primul rând, este, dacă vreți, un GPS intraoperator care îți permite în timp real să știi exact unde te afli în fiecare moment în câmp operator. Da? Conectat cu microscopul operator sau cu instrumentele care sunt folosite în timpul intervenției chirurgicale. Jumătate din decesele din România și Letonia puteau fi evitate având în vedere cunoștințele medicale și tehnologice de astăzi. Potrivit Eurostat, cea mai mare pondere a deceselor intraspitalicești care puteau fi evitate este în România. Proporția deceselor din sistemul de sănătate printre toate decesele persoanelor mai mici de 75 de ani variază considerabil între statele membre ale Uniunii Europene, Franța având cea mai mică rată. Datele Eurostat arată că cea mai mare pondere a deceselor din spitale care puteau fi evitate este în România, aproape 49,4%, Letonia 48,5%, urmată de Lituania cu 45,4% și Slovacia cu 44,6%. Pe de altă parte, rata a fost sub 30% în țări precum Franța, 23,8%, Danemarca, 27,1%, Belgia, 27,5% sau Olanda cu doar 29,1%. Rata de mortalitate astăzi în spital este de 5,6%. Poate sunt cinic când am să spun, în toate spitalele din lumea asta, funcție de gravitatea bolii, nu există spitale în care mortalitatea să fie zero. Sunt cazuri care depășesc resursele medicinei astăzi, cel puțin la nivelul de cunoaștere a științei medicale în momentul de față. Este un grad de mortalitate relativ mic pentru patologia dificilă care se adresează acestui spital, dar încă se mai poate scădea prin creșterea performanței individuale a fiecărui medic, prin tehnologizare în continuare, da? Prin educația pacienților, prin depistarea precoce a patologiei, care pot duce într-adevăr în continuare la scăderea mortalității. Așa cum se știe, viitorul Spital Regional de Urgențe din Iași va fi amplasat în cartierul Moara de Vânt. La Spitalul Regional de Urgențe vor lucra aproximativ 2500 de cadre medicale, iar unitatea medicală va fi realizată după un proiect suedez și va fi structurată pe 3 module, a căror înălțime variază între 4 și 6 etaje. Investiția este estimată la aproximativ 200 de milioane de euro cu fonduri de la Comisia Europeană, iar construcția este estimată să dureze aproximativ 36 de luni. Spitalul Regional de Urgențe din Iași va reduce numărul de cazuri de la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu Iași? În orice țară europeană există așa numitele centre de neurochirurgie. Da? Într-un spital de urgență, și foarte bine că proiectul ăsta în sfârșit se demărează și la nivelul județului Iași, fiind extrem de necesar pentru urgențele, că sunt chirurgicale sau medicale, pacientul ajunge într-un spital în care sunt toate specialitățile și poate fi rezolvat pe loc, fără să ne fie nevoie transportul între alte unități spitalicești. Dar existența unor centre supra-specializate pentru a rezolva patologia dificilă sunt
necesare. Da? În momentul în care se va definiva spitalul de urgențe și sunt convins că va avea și secție de neurochirurgie, da? Acest spital va rămâne ca centru de excelență în patologia neurochirurgicală și neurologică. Da? Într-un spital de urgență nu poți rezolva toată cazuistica complexă care există la nivelul creierului, coloanei, da? Măduvei spinării, fiind imperios necesară și existența unui asemenea spital. Cum este firesc și cum am spus, există în toată lumea civilizată, dacă vreți. Pentru că sunt tumori de bază de craniu, sunt malformații arteriovenoase complexe, sunt tumori medulare, chiar și patologie vasculară, care nu va putea fi rezolvată neapărat într-un spital de urgență, care lucrează non-stop, înțelegând patologia traumatică, că sunt accidente rutiere, căderi sau orice alte calamități care pot apărea. Să vorbim acum despre infecțiile intraspitalicești, un subiect la care vom reveni pe larg într-o emisiune viitoare. Infecția nozocomială este infecția dobândită de pacient în cursul spitalizării pentru o altă afecțiune, cel mai adesea manifestată clinic pe parcursul internării actuale, dar posibil și după externară. Rata acestor infecții în patologia infecțioasă generală este de 5 și 20%, incidența maximă fiind de 28-30% în serviciile de reanimare. Mai mult despre infecțiile intraspitalicești ne spune profesor universitar dr. Carmen Dorobăț. Aș spune că această frică vine dintr-o neînțelegere a ceea ce înseamnă acele infecții asociate îngrijirilor medicale. Peste tot în lume și în toate secțiile de spital există infecții asociate îngrijirilor medicale. Fără îndoială că există secții cu risc maxim în care noi toți, corpul medical, ne dăm silința să nu existe astfel de infecții. Și aici mă refer în special la secțiile de terapie intensivă și la secțiile chirurgicale. Dar momentul în care vom avea dezinfectanți corespunzători, în momentul în care vom avea o politică de antibioterapie corectă, în momentul în care ne vom aproviziona cu tot ceea ce trebuie ca device-uri în ceea ce privește profilaxia aceasta și înseamnă halate de unică utilizare pentru aparținători, înseamnă măști, înseamnă papuși de unică utilizare, atunci categoric aș spune că vom minimaliza acest risc. Și ar mai înțelege și un fapt foarte important și aparținătorii că în momentul în care corpul medical le spune că nu este cazul să vină atât de des, în special într-o secție de terapie intensivă, trebuie să înțeleagă, pentru că fie aduc germeni, fie vor duce acasă germeni din aceștia care nu au o rezistență ușor de stăpânit la antibiotice. Infecțiile intraspitalicești sunt responsabile de 70% din decesele înregistrate în serviciile de chirurgie generală. Infecția nozocomială determină consecințe importante în plan medical. Infecțiile respiratorii grave la cei intubați mai multe zile, complicații postoperatorii tardive, cum ar fi peritonitile postoperatorii tardive, abcese intraperitoneale, granulame de corp străin, posibile intervenții chirurgicale ulterioare, prelungire a duratei de spitalizare. Depinde în mare măsură de imunitatea organismului. O bacterie care are o rezistență multiplă la antibiotice poate da o patologie cu risc vital la un pacient care are o capacitate scăzută de apărare a organismului. Pentru ca o infecție să fie considerată nosocomială, ea trebuie să apară în 48 de ore sau mai mult de la internarea în spital sau în maxim 30 de zile de la externare. Potrivit unui raport al Centrului European al Bolilor Transmisibile anual, aproximativ 3 milioane de persoane din Uniunea Europeană se îmbolnăvesc cu o infecție asociată îngrijirilor medicale. Dar să vedem care este situația la Spitalul Clinic de Urgență, profesor dr. Nicolae Oblu, Iași. Infecțiile intraspitalicești sunt iarăși un fenomen firesc și normal în cadrul unui spital. Din fericire pentru acest spital, noi nu am avut infecții foarte grave sau care să nu le putem depista în timp și trata în mod corect, având în vedere faptul că spitalul a suferit un proces de reabilitare cu hotelieră complete. Practic s-au curățat pereții până la nivelul cărămizii,
da? Tot ce înseamnă ulterior procesul, s-au folosit materiale specifice și cu calități antibacteriene, astfel încât în momentul de față infecțiile intraspitalicești sunt într-un procent rezonabil de 1-2%, cred. Noi avem un departament de infecții nozocomiale, un medic specializat care a întocmit chiar și o hartă a zonelor cu risc infecțios în acest spital. Permanent se fac raportări, se identifică, se raportează, se tratează, astfel încât să nu fie o problemă, dacă vreți, aceste infecții nozocomiale. Dar realitatea care trebuie înțeleasă de către toată lumea, că infecțiile nozocomiale nu pot fi eradicate. Ele există, important este să înțelegi fenomenul, să-l accepți și să iei măsurile necesare astfel încât efectele să fie minime. Dacă în America un spital care raportează infecții intraspitalicești este premiat pe motiv de spirit civic, în România situația este diferită. După cazul colectiv, infecțiile intraspitalicești și mortalitatea provocată de acestea au revenit în atenția noastră. Da, trebuie să acceptăm că există cazuri de decese provocate de aceste infecții. Da, au fost și cazuri de decese din acest punct de vedere, dar au fost la pacienți gravi, imunodeprimați, da, care au venit deja cu infecțiile la nivelul spitalului, fie de acasă, fie din alte spitale, dar toate măsurile care s-au luat în ultima perioadă au redus enorm de mult mortalitatea din punctul ăsta de vedere. Pentru cei mai mulți dintre noi, ghiocelul este doar o floare frumoasă și nu îl utilizăm în mod tradițional ca plantă medicinală. Despre proprietățile curative ale acestei gingașe flori nu există însemnări nici în antichitate, nici în evul mediu, deși celții este posibil să le fi cunoscut din moment ce în mitologia lor ghiocelul este floarea zeiței Brigid, zeiță a poeziei și inspirației, a puterii tămăduitoare și patroana fierarilor. Ghiocelul a fost descris pentru prima dată de către botanistul suedez Carl Linnaeus în cartea sa Specii Plantarum, publicată în 1753, el fiind cel care a atașat plantei epitetul Nivalis, care înseamnă zăpadă. Mai târziu, un farmacolog rus, aflat în vizită în Bulgaria, a observat o bătrână care trata copiii cu poliomielită cu un amestec făcut din bulb de ghiocel și a fost uimit atunci când aceștia s-au recuperat fără semne de paralizie. În 1951, un alt farmacolog rus, Mashkovski, a descoperit galantamina în ghiocel, care a început să fie folosită în Europa de Est pentru atenuarea de boli neuromusculare, inclusiv nevralgie și nevrită. Galantamina îmbunătățește neurotransmițătorii din creier, ceea ce o face foarte utilă în tratarea poliomielitei. Specialiștii au descoperit că extractul de ghiocei ajută persoanele care suferă de Alzheimer. Din ghiocei se extrage galantamina, care împreună cu alte substanțe intră în componența medicamentelor folosite în tratamentul pentru Alzheimer, dar și altor forme de demență. Infuzia de ghiocei se prepară turnând o cană de apă fierbinte, cam 200 de mililitri, peste o lingură de plantă. Se acopere vasul, se lasă la infuza 10 minute, se filtrează și se bea cald cu înghițituri mici și rare. Intern, infuzia tratează crampele musculare și varicele. La țară, oamenii obișnuiesc și ea să pună ghiocei în apa de baie pentru că așa cred că pot să scape de durerile reumatice. Infuzia de flori de ghiocei, poate ceva mai concentrată decât cea de băut, este folosită și extern împotriva durerilor provocate de varice. Compresele cu infuzie din ghiocei se folosesc împotriva petelor, care odată cu înaintarea în vârstă apar pe piele. Simplă sau în combinație cu puțină zeamă de lămâie, infuzia care se aplică pe pielea proaspăt spălată calmează durerea, împiedică apariția petelor și îndepărtează pistruii. Sucul de ghiocei curăță și albește tenul. Tratamentul cu suc de ghiocei se face pe o perioadă de 7-10 zile. Decoctul din ghiocei este folosit ca leac în cazul unor afecțiuni vaginale. 30 de grame de flori și frunze se pun la fiert pentru 15 minute într-un litru și jumătate de apă. Strecurat, decoctul se folosește în spălături locale.
În prezent, în fitoterapie, se recomandă utilizarea întregii plante de ghiocel, bulb, tulpină, frunze și flori, dar numai sub formă uscată și doar ca decoct, în tratamente indicate și coordonate de specialiști. Ceaiul din ghiocei are efect antispastic și relaxant, fiind indicat în dureri reumatice și dureri de cap. Infuzia, câte o ceașcă, este recomandată pentru combaterea crampelor musculare. Cercetătorii au studiat proprietățile medicinale ale ghioceilor și au constatat cât de eficienți sunt pentru sănătate. Ei spun că ne putem bucura de efectele terapeutice ale ghiocelului folosind doar planta bine uscată. Specialiștii ne atenționează însă că bulbul de ghiocel în stare proaspătă este toxic. Aici se încheie o nouă ediție a emisiunii In Corpore Sano. Sunt dr. Andor Tonicigu și până săptămâna viitoare vă urez Mens sana in corpore sano.